Cum s-a dus Firicele? Zi mai repede, unde s-a dus? Cine? Cum cine, mă, Celentano? Celentano? Da. Dar ce treabă aveți voi cu el? Ia, uite, trebuie și pe asta. Zi-mă unde s-a dus. Cum adică ce treabă avem cu el? Aceeași treabă pe care ai avut-o și mai devreme. Să-l oprim, cum ai vrut și tu. Știm ce vrea să facă. Știm Firicele, știm și noi. Știm ce vrea să facă și știm că știi și tu ce vrea să facă. Și acum știi și tu că știm și noi că știi și tu ce vrea să facă Celentano. Adică știm tot. Nu prea înțeleg. Ce nu înțelegi, mă? Păi dacă știți tot, de ce mă întrebați pe mine unde e? Că asta nu știm. Zău? N-ai vrut tu să-l oprești pe Celentano? Să zicem că da. Nu să zicem mai vrut, că te-ai văzut Ardiles. N-ai vrut tu ca să fii confis sticluța cu pastile? Zi-mă că știm și asta. Și Ardiles știe. Și Brânzoi știe. Că de rele sunt pastilele. Tu iei da pastilele? Da. Da, Brânzoi. Să zicem că da. De ce vreau să-l oprești? Din motive personale. Bă, băiatul, când se vadă Celentano că pastilele de la Brânzoi n-au niciun efect, o să încerci altceva. Cum adică n-au niciun efect? Păi i-am dat vitamina B. Ce face? Păi dar nu eram prost să-i dau somnifere sau tranquilizante. De ce râzi, mă? E mort. Cum să fie mort? E mort, e terminat. N-au zis, mă, că i-a dat vitamina B? Păi asta zic, cum să doarmă un ciobănesc cu vitamina B? Îl rupe. Ce ciobănesc, mă? Ciobănesc câine mare, dulau ciobănescul lui Gogologu. Ăla cât vițelul de păzește magazia cu sculele confiscate de la Celentano, mă înțelegi? Nu. Vă arăt și vă explic, proștilor. Deci Celentano a lucrat la Gogologu, i-a făcut o lucrare. Numai că lui Gogu... Nu i-a plăcut ce lucrare i-a făcut ăsta, i-a confiscat sculele, nu i-a dat niciun leu și a scus sculele într-o magazie, înțelegi? O magazie care e păzită de dulău ăsta, înțelegi? Ciobănescul ăsta. Celentano ce s-a gândit? Că se duce, face rău de niște pastile, așa zis la tine, înțelegi? Să ceară pastile, le ascunde niște pastile de astea de adormit în niște feliuțe de parizer, le aruncă la dulău, adorme dulău și și-a sculele înapoi. Dar când s-a dat vitamina B, înțelegi, și i-a spus prostului că, bă, nu merge, e moarte curată. Nu, mă, nu, că las că i-arunc eu mai multe. Mă înțelegi ce vă uitați așa, mă, la mine? Ce vă uitați, proștii, că parcă știați tot. La cât era meciul cu România? Cred că începe acum. Și cu joia hoc de pai m-alerga Maria cățaua vecinilor mă lătră de zără și-am strigat la Maria da fă în cățau. Alo! Ah! 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 Ah!